că extensul ca multă învățătură că obosește sufletul, nu? Închei cu gândul că prietenia și mâna bună Domnului Hristos ne este întinsă. Dragoste, puterea salvatoare, acest să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, înseamnă puterea care va mântui planeta. Dacă o primim în suflet, e o lege că nu o putem ține ascunsă, ci că țâșnește în viața veșnică, într-o rând de viață pentru ceilalți. Prin aceasta vor cunoaște oameni. Nu prin predici, nu prin înalte teologii bisericești, ci prin vieți schimbate, prin prezența nemișlocită a puterii veșnice a lui Dumnezeu în inimile noastre. Vreți să vedeți cum arată un om mântuit? Vă sugerez o poză. Cyril Beckett, din Ohio, 32 de ani, a plecat de acasă, cu zâmbetul ăsta pe chip, pentru că nu putea sta la bine și la căldiceri și la civilizat, când știa că în alte părți ale planetei oamenii sunt în disperare. Și a fost atent și insistent avertizat de către Guvernul Federal al Statelor Unite să nu se ducă. Dar știți că dragostea e cea mai mare putere. Mai tare decât frica. Pentru că cine se teme n-a ajuns de săvârșit în dragoste, spunea 1 Ioan. Cyril Beckett, cu toate avertizările, a plecat împreună cu 9 colegi. 32 de ani. Nu s-a mai întors niciodată. Din preună cu cei 9 colegi au murit de mâna celor pe care mersese să se salveze. Într-o insulă, undeva în stânga Oceanului Indian. Așa arată un om mântuit. Căci nu este dragoste, spunea Hristos, mai mare decât să-și dea cineva viața pentru semenii săi. Fie că această dragoste care vine de Dumnezeu. Nici măcar nu trebuie să ne apăsăm pe suflet, că nu putem produce niciodată. Dar o putem primi. Fiecare această dragoste să o primim și noi. Spre bucuria și spre salvarea noastră și a semenilor noștri. Și spre bucuria Domnului Hristos care ne-a salvat pe toți. Este dorința și rugăciunea noastră comună, cred. Amin. Mulțumim, Doamne, pentru aceste îndemnuri, pentru aceste apeluri calde la inima noastră, cum se numește și noi, să înțelegem această chemare părintească, să înțelegem că și pentru fiecare dintre noi este adresată această chemare de a veni la Domnul Iisus, așa cum suntem, și, de asemenea, ca și concluzie, să nu tragem concluzia privită imediat. Lor li s-a întâmplat cu acesta pentru că sunt păcătoși. Noi trebuie să învățăm. Sunt pilde pentru noi. De aceea este, în Cuvântul Dumnezeu, găsim o dorință minunată, căci El are copiii săi răspândiți pe întreg pământul. Vom lăuda pe Domnul la închiderea acestei serii de vin cu cântarea 248. Cei drepți vin din est și vă.